Pentru echipa liberală, care îl susține pe Florian Nicolae la candidatura pentru primăria Giurgiu, ieri a fost o zi plină. În jurul orei 10:30 la sediul de campanie al liberalilor a sosit prim vicepreședintele de la nivel central al partidului, Mihai Alexandru Voicu. Acesta s-a întâlnit cu o parte din candidații liberali la Consiliul Local Giurgiu și împreună cu Nicolae Florian, candidatul PNL la primărie, au mers la sediul de pe pietonal al partidului pentru o scurtă conferință de presă. Ne-am propus o administrație publică locală modernă, dinamică și eficientă. Din nevoile de primă urgență ale cetățenilor, s-a desprins concluzia că administrația publică trebuie să dea dovadă de mai multă transparență, mai multă comunicare și dialog cu cetățenii și să prioritizeze toate acțiunile, toate investițiile în funcție de nevoile imediate ale comunității. Risipa banului public trebuie să fie eliminată din cadrul bugetului local al municipiului Giurgiu. De asemenea, trebuie identificate oportunități pentru realizarea de noi venituri la bugetul local, deoarece Giurgiu trebuie să se reconstruiască, plecând de la nevoia de a cofinanța proiecte europene și de la nevoia de a realiza locuri de muncă altele decât cele existente până în acest moment. Este nevoie de o reindustrializare a orașului, este nevoie de o atenție deosebită acordată tinerilor, pensionarilor, persoanelor aflate în dificultate și tuturor cetățenilor din municipiul Giurgiu, deoarece domniilor lor sunt contribuabili la bugetul local și nu trebuie uitat nici mediul de afaceri și nici societatea civilă. Prin vicepreședintele PNL, Mihai Voicu s-a adresat giurgiuvenilor, îndemnându-i să iasă la vot și mai ales să voteze cu înțelepciune, subliniind că alegerea lor poate schimba soarta municipiului. Peste exact o săptămână are loc un eveniment extrem de important în viața fiecărei comunități locale, alegerile locale. Sunt importante pentru că într-o singură zi se decide viitorul pentru următorii 4 ani, din punct de vedere administrativ, desigur. În urmă cu 4 ani, aici în Giurgiu, cetățenii au acordat un vot de încredere domnului primar Barbu. Acum, după 4 ani, prima întrebare, cea mai firească în evaluarea performanței administrative, este următoarea. Dragi giurgiuveni, trăiți mai bine ca în urmă cu 4 ani? Răspunsul nu-l pot da eu. Răspunsul îl dă fiecare dintre dumneavoastră înainte de a merge la vot. Din sondajele de opinie, dar mai ales din discuțiile cu cetățenii, reiese că aici în Giurgiu sunt probleme importante, fundamentale. Nu doar cele care țin de administrație, starea drumurilor, de exemplu, dar și probleme fundamentale care țin de viitorul fiecărui cetățean. Mai ales problema locurilor de muncă. Nu neapărat din punct de vedere cantitativ. Nu cifra absolută a șomajului este cea care îngrijorează, ci mai ales calitatea acestor locuri de muncă. Veți spune bine, dar primarul nu are nicio legătură cu asta. Ce legătură are primăria cu locurile de muncă? Este vorba de crearea unui mediu favorabil, prietenos pentru investitori. Este vorba ca investitorii să vadă că resursele bugetare ale comunității nu sunt îndreptate către proiecte aiuristice, ci sunt o risipă. Știți că există vorba aia românească cu pe apa sâmbetei. Aici e pe apa Dunării. Cam acolo se duc banii pe care domnul primar Barbu i-a gestionat până, sperăm noi, doar pentru încă o săptămână. Eu cred că colegul meu, cel pe care am venit astăzi să-l susțin, domnul deputat Florian Nicolae, este avantajat, atunci când discutăm despre investiții și despre locuri de muncă, de performanța anterioară. Există dovezi că știe să gestioneze această problemă. Și nu doar componenta administrativă, ci și aceasta este una pe care am încercat să o subliniem. Municipiul Giurgiu nu este un municipiu bogat, cu venituri bugetare foarte mari.
Aici sunt însă două lucruri de spus. Cunosc municipii comparabile cu Giurgiu, unde chibzuința și atenta gestionare a banului public au făcut ca lucrurile să stea puțin altfel. Nu spectaculos, nu raiul pe pământ, nu despre asta discutăm, dar mai bine. Important este să facem mai bine decât este acum. Vecinii dumneavoastră de județ, cei din Călăraș, seamănă foarte bine cu cei aici. Județ dunărean, cu un municipiu cu probleme de venituri. Dar chibzuința cu care primarul a gestionat aceste venituri au făcut ca lucrurile să stea un pic mai bine. De aceea am încredere că giurgiuvenii vor alege cu înțelepciune. În încheierea intervenției mele vreau să spun doar încă câteva fraze despre importanța votului de duminica viitoare. Din nefericire, duminică va fi primul tur și singurul tur al alegerilor locale. Cunoașteți poziția Partidului Național Liberal. Ne-am fi dorit ca alegerile de primar să fie în două tururi. Nu din rațiuni care țin de calcule de avantaje sau dezavantaje, ci pentru că așa este corect pentru cetățeni, ca alegerile să fie din două tururi de scrutin. Nu este așa. Majoritatea PSD, UNPR, ALDE a dorit ca alegerile să fie într-un singur tur. Aceasta este situația. Atunci mesajul este unul extrem de clar. Aici, în Giurgiu, alegerea este foarte simplă. Barbu sau Florian Nicolae. Nu există altă opțiune. De aceea, îndemnul meu către cetățeni este să voteze cu înțelepciune. Să nu-și risipească votul, pentru că orice vot către candidați fără șanse, pot fi oameni de toată isprava în viața de zi cu zi. Pot fi niște buni cap de familie sau orice fel de alte calități doriți dumneavoastră să aibă. Însă în această competiție nu au șanse. Poate în altele. În asta nu. Aici este alegerea foarte simplă. Și dincolo de partide politice, dincolo de ideologii sau susțineri de la București a unuia sau altuia, aici e vorba de omul care va conduce pentru următorii 4 ani, nu de altceva. Alegerea este foarte simplă între cei doi. Și atunci îndemnul este încă o dată împotriva unui vot risipit. Să alegeți cu înțelepciune, pentru că singura variantă de schimbare și de schimbarea destinului acestui oraș este deputatul Florian Nicolae. Imediat după conferința de presă, candidatul PNL la primăria Giurgiu, Florian Nicolae, și oaspetele său au mers pe teren și s-au întâlnit cu echipa electorală pe șoseaua Bălănoaiei, acolo unde era planificată o întâlnire cu locuitorii din zonă. Mită electorală. Mită electorală, da. Bine v-am găsit, sănătate! Bine ziua! Să știți că din toate cercetările pe care le avem și din impresiile pe care le culeg oamenii noștri pe teren, în toate cartierele municipiului, situația este bună. Ne îndreptăm spre câștigarea alegerilor la primărie. Nu putem însă să fim liniștiți pe ultima săptămână. Nu e o diferență atât de mare încât să ne facă să dormim liniștiți. E nevoie de concentrare, vă văd mulți, vă văd bine pregătiți. E nevoie de concentrare în această ultimă săptămână. Este nevoie să ajungem la cât mai mulți oameni cu mesajul nostru. Vreau să subliniez doar o chestiune care ține de votanții partidelor mici. Votanții ALDE, votanții PMP, dacă există, nu știu, votanții Mișcarea Liberală și alte partidulețe. Dacă vă întâlniți cu votanți de la partidele astea, intrați în discuție cu ei și explicați-le că e un singur tur, da? Că nu avem două tururi, că își risipesc votul, își aruncă votul la gunoi, că dacă sunt împotriva PSD-ului și împotriva lui Barbu, nu trebuie să risipească votul pe candidați minori, că e un singur tur, nu mai avem a doua șansă. Vorbiți cu ei, explicați-le poate cu mai multă răbdare decât pentru alții. Petreceți 30 de secunde, un minut în plus dacă întâlniți un alegător de la partide de-astea mici și spuneți-i că trebuie să-și îndrepte votul către singurul care are șanse să învingă PSD-ul.
Cum era și firesc, cetățenii din zonă au interacționat cu echipa liberală și au ținut să spună părerea cu privire la neajunsurile pe care le întâmpină. Primul rând, cu bani de copii, atâta vreau. Cu parte pentru copii, pe locul ăsta, așa, trebuie boscheții cu casa, terenul ăsta care stă aici degeaba. Copiii, după ce s-au bălunei, n-au unde să se joace, n-au un leagă, n-au un topogan, nu au nimic. Suntem nevoiți să mergem numai în parcul ăla, parcul pionierilor, pe care copiii nu mai au timp să ajungă acolo, pentru că e căldură, e obositor pentru ei. Deja când ajung în parcules, sunt foarte obosiți. Atât vrem, un parcules pentru copii, să aibă și unde să joace. Nu, mă ocup că pot. Am văzut din loc. Din partea mea aveți un posibil. Da, până la casa asta aici, din față. Ca peste tot când este vorba despre cartierele situate dincolo de barierele orașului, locuitorii au probleme cu confortul, multe case nefiind racordate la canalizare. Este și cazul străzii Savarului, o stradă cu oameni gospodari și case frumoase, care așteaptă un sprijin din partea municipalității. Mă simt onorat de această deplasare în zona șoselei Bălănoaia. Am intrat pe o stradă laterală foarte frumoasă, o stradă care dorește infrastructură, pentru că este foarte importantă, o stradă cu case foarte frumoase, cu gospodari, dar trebuie să fie sprijiniți de către primărie prin acordarea atenției cuvenite referitor la realizarea unei infrastructuri corespunzătoare. Noi sperăm și întotdeauna am sperat spre mai bine, dar binele e cam cu semnul întrebării. Da. Ce? Speranța moare ultimă. Locuitorii de pe șoseaua Bălănoaie sunt dezamăgiți și supărați că au fost uitați de municipalitate și că zona în care ei locuiesc nu este întreținută. Asta vreau, vedeți, noi întreținem aici. Deci noi întreținem, tundem iarba, am băgat piatra, am băgat, uitați-vă cât balast e băgat, după ce s-a făcut canalizare și s-au spart șoselele de nu știu cât ori, uite și acu e lăsat. Deci noi am băgat o groază de bani aici ca să reparăm câțiva metri pătrați. Făcută pe cheltuiala noastră, plus întreținere. Nu mi se pare normal să întreține un spațiu public. A venit pe atuns mai de 2 metri de iarbă. Și rest, cine nu poate și sunt bătrâni, cum sunt vecinii noștri, le-am tuns noi și tot așa. Trebuie să mai vină și administrația în avantajul, nu numai pe impozite. Păi noi, da, noi plătim impozite, impozitul s-a mărit de 11.000 de ori, că am avut un șoc că m-am dus să plătesc, că noi avem teren aici mai mult. Și de la 100 și ceva de mii, cât plăte, adică 10, 12, 20 de lei, am plătit de aproape 200 de lei, deci... Echipa liberală s-a întâlnit și cu locuitorii de pe șoseaua Ghizdarului și aceștia din urmă presați de aceleași probleme. Zona în care ei locuiesc nu este îngrijită, nu au trotuare, iar șoseaua este cârpită pe aici colo cu obișnuită asfaltare electorală. Mulțumesc mult! Ei se dă bani, o grămadă de bani pentru la comunitatea europeană și nu se face nimic. Eu nu pot să înțeleg chestiile astea. Chiar merg numai cu hoții, le place să meargă chiar cu tupeul ăla. E admisibil ce se întâmplă la noi în țară. Dar numai așa merge la noi în țară, nu se face numai așa. Așa e foarte bine, bravo. Uite, am văzut-o pe aia pe afară. Să spun cum văd și eu, că văd la fel. Deci este exact același lucru. Dacă te uiți, întrebi câți bani a băgat de la guvern, de la Ministerul Dezvoltării în județul Giurgiu, s-au făcut pe la comune treabă. Dar uite-te să vezi calitatea lucrărilor, foarte proastă, pentru că suntem atât de, eu știu, atenți ca să băgăm noi bani în buzunar, încât nu mai vedem că trebuie să-l dezvoltăm și noi țara.